Dacă ne pierdem copiii, dacă pierdem sufletele lor, suntem cei mai nenorociți oameni. De aceea, în această seară, după o săptămână de stăruință, rugăciune, după o săptămână de luptă, mărturisiri și rugăciuni de eliberare, vineri dimineața la ora 4 s-a prezentat în camera mea o căpetenie demonică. M-am trezit speriat și am întrebat de ce ai venit. Și mi-a spus, sunt căpetenie demonică, trimisă din adânc, să lovesc tineretul și familie tinere mai mult ca niciodată. Am cerut sângele Domnului și prezența Lui. Am coborât de la etajul unde eu dorm și m-am dus în living. Am stat înaintea Domnului în rugăciune și am cerut un cuvânt pentru noi toți, pentru cei în vârstă, pentru cei familii și pentru tineri. Și Domnul mi-a dat acest cuvânt pe care l-am intitulat la ora 4:30, 5, Avram și Lot, Sodoma și Gomora.